Bună seara! Bună seara la toată lumea! În primul rând, haide rugând de mine! Haide să vă frumos și doamna prioteasă! În primul rând aș vrea să spun bună seara pentru locuitorii din satul Bucovăț, comuna Dumbrava. Avem sărbătoare, o sărbătoare frumoasă astăzi aici. Aș vrea să vă spun bună seara pentru toți cei care ați venit, fii satului, înapoi la Bucovăț, să petreceți împreună, alături de familie, câteva zile de liniște, de pace, să veniți să vă împăcați cu părinții, cu frații, cu prietenii din copilărie ai satului Bucovăț. Satul Bucovăț, care este renumit nu numai peste dealuri și munți, este renumit inclusiv și în alte județe pentru producția de cireșe, atât calitativă, cât și producția record, putem să spunem, anul acesta și cantitativă. Nu degeaba copiii așa au hotărât, copiii noștri, dansatorii dumneavoastră, să aibă denumirea formației cireșare din Bucovăț, pentru că atât ei, cât și dumneavoastră, promovați această localitate, această comună, atât cu cireșe, cât și cu fructele bio-ecologice din satul dumneavoastră. Să știți că prin 2003 m-am gândit ce ar fi samoliva de la Bucovăț. M-am gândit mult și m-am gândit, după aia am luat o hotărâre, n-ar fi frumos în 2004 când am ajuns primar, imediat să-mi iau grădină, să se gândească oamenii, uite, se îmbogățește primarul și a grădini și la noi. Să știți că îmi pare rău, foarte rău îmi pare, că n-am reușit atunci să-mi cumpăr o grădină, să am pom fructiferi care nu trebuie stropiți, care cresc. Un lăstar în Bucovăț, dacă crește un metru, la Dumbrava să știți că nu crește mai mult de 10 cm. Asta e adevărul. Deci avem un aer curat la Bucovăț și un aer special pentru fructele din zona asta, încât nu există niciunde. De asta dealurile noastre sunt renumite, de asta dumneavoastră reușiți să vă vindeți destul de bine, anul acesta poate chiar foarte bine, aceste produse ecologice. Avem sărbătoare astăzi, avem invitați, avem fiii satului și avem și dansatorii noștri. Ploaia dinspre Lugoj ne-a speriat puțin. Imediat am sunat ca să intre muzicanții în această sală mică a Căminului Cultural. În schimb, am ajuns aici, la dumneavoastră, și am hotărât împreună cu dumneavoastră și cu muzicanții ca după spectacolul copilor și după o oră de joc să ieșim afară și să continuăm afară ruga. Să putem să dansăm, să putem să jucăm și să putem să ne distrăm mai bine afară. Sperăm că până atunci sau să treacă ploaia sau să nu vină, ci să vină de mâine. Avem un sat frumos, avem copii minunați și avem și părinte ortodox, o familie tânără care dorește să se mută la dumneavoastră, la noi, în satul Bucovăț. Sperăm ca Dumnezeu să ne ajute și să aveți putere, să avem împreună putere, forță și sprijin. Și dacă Dumnezeu are grijă de noi, la anul, această misiune se va îndeplini. Aș vrea să dau cuvântul Domnului Părinte să spună și dânsul câteva cuvinte.
în primul rând bunului Dumnezeu pentru că ne-a vrednicit să ne adunăm în seara aceasta la acest frumos eveniment într-un număr așa de mare. Cu toții știm că încă suntem în preajma frumoase sărbători a adormirii Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare care este și hramul bisericii noastre din satul Bucovăț. Spunea un mare scriitor român că tradiția la sat niciodată nu o să piară. Și într-adevăr, prin faptul că cu toții suntem prezenți în aceste momente, prin faptul că avem în mijlocul nostru tinerii noștri care sunt foarte frumoși îmbrăcați în straiele populare, putem spune, specifice satului Bucovăț, putem spune că, într-adevăr, tradiția din satul nostru nu cred că o să piară. Mulțumim și Consiliului Local, domnului primar, pentru sprijin și pentru faptul că an de an ne ajută ca să putem să ne bucurăm împreună la acest frumos eveniment al rugii satului Bucovăț. Vreau să vă doresc tuturor distracție plăcută, atât dumneavoastră cât și tuturor invitaților și a celor care ați venit din împrejurim și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne dea putere ca să ne întâlnim și la anul poate într-un număr și mai mare. După cum spunea și domn primar, tinerii noștri sunt sau vor fi aceia care ne vor îmbucura cu două dintre dansurile specifice dansatorilor cireșari, așa cum le poartă numele. Și cred că o să ne bucurăm împreună să îi vedem dansând.
Formația de muzică se va prezenta și eu aș dori să-l invit pe Domnul Părinte să deschide ruga. Avem o fată minunată, o dansatoare care n-are pereche, o fată din Bucovăț, frumoasă, cu părinți, cu bunici, din Bucovăț. Haideți să deschidem jocul, să deschidem ruga. Vă doresc să aveți o seară minunată și după o oră facem o pauză să ne mutăm afară. O petrecere frumoasă să aveți, o seară plăcută.